A fost voie bună și distracție weekendul trecut în Comuna Șovarna, acolo unde oamenii locului s-au strâns la evenimentul organizat de Zilele Comunei de către primarul Constantin Prundeanu și Consiliul Local. A fost prima ediție a sărbătorii, iar oamenii s-au strâns într-un număr mare în Poiana, unde a fost amenajată scena. Alături de localnici au fost prezente și autoritățile județene. S-a dus viața și-a umblat prin lume în străina. N-a fost nicio zi să uit locul unde m-am crescut. De-aș umbla pământul tot acasă mă gândesc. Ediția numărul 1 Zilele Comunei Șovarna și sperăm să fie cât mai multe ediții, iar noi să fim prezenți alături de domnul primar. Urăm bun venit domnului președinte Aladin Georgescu și staffului dumnealui. Muzică, joc și voie bună, pe toate le-am găsit în Comuna Șovarna, acolo unde un primar gospodar a dorit dintotdeauna tot ceea ce a fost mai bun pentru comunitatea sa. Iar anul acesta, sprijinit de către autoritățile județene prin președintele Consiliului Județean Medin Aladin Georgescu, a organizat prima ediție a Zilelor Comunei Șovarna. Acest obiectiv îl doream de mult, acum s-a împlinit datorită votului Consiliului Local, datorită sprijinului domnului președinte Aladin Georgescu, care este lângă mine și îi mulțumesc, pentru că e singurul om care s-a gândit la zona de munte, făcând drumul de la Șișești până la Bala, e singurul președinte care m-a sprijinit în alimentarea cu apa Comunei Șovarna și într-o lună de zile fiecare locuitor va avea apă. Mulțumesc, domnule președinte, că am avut sprijin la minister, iar de la anul Comuna Șovarna va avea și canalizare prin fose ecologice și atunci eu zic că un om care a ajutat comuna și a ajutat muntile merită respectat și mulțumesc, domnule președinte, încă o dată, vă mulțumesc la toți participanții noștri. Președintele Consiliului Județean Mehedin Aladin Georgescu a felicitat atât primarul cât și Consiliul Local pentru buna organizare a evenimentelor de Zilele Comunei și a asigurat de toată susținerea sa și a Consiliului Județean Mehedin. M-a surprins modul în care a fost pregătită toată această zonă, modul în care până la urmă a fost organizat acest eveniment deosebit pentru comuna dumneavoastră și pentru locuitorii comunelor din împrejurim. La mulți ani tuturor celor care astăzi și-au sărbat ziua onomastică, să dea Dumnezeu să aveți parte de sănătate și de împlinire. Pe de altă parte, mulțumesc domnului primar pentru cuvintele frumoase pe care mi le-a adresat. Mie, colegilor mei din PSD, colegilor mei din Consiliul Județean. Dar să știți că n-am făcut ceva deosebit, am făcut ceva normal, ceea ce am considerat că trebuie să facem pentru fiecare localitate din județul nostru. Că suntem Uniunea Europeană și avem pretenția să trăim decent. Iar pentru a trăi decent, trebuie să avem apă, să avem canalizare, să avem drumuri asfaltate, fie că sunt ele ulițe, fie că sunt străzi, fie că sunt drumuri județene. Și am reușit, printr-un parteneriat corect cu domnul primar și cu cetățenii Comunei Șovarna, ca în acești ani, să implementăm proiectele despre care vă vorbea domnul primar, în zona de munte a județului și în Comuna Șovarna. A fost prima ediție a sărbătorii, iar oamenii s-au strâns într-un număr mare în Poiana, unde a fost amenajată scena. Senatorul Liviu Mazilu l-a felicitat pe primar pentru organizarea evenimentului, dar și pentru proiectele pe care urmează să le implementeze. Oamenii de aici au motive de bucurie și pot sărbători cu plăcere, căci iată, drumurile din această zonă sunt într-o stare foarte bună, asfaltate de Consiliul Județean Mehedinți. Iată că primarul reușește să acceseze un important proiect pe programul Angel Saligny în ceea ce privește alimentarea cu apă și anul viitor, pe vremea asta, cred că va fi gata și ceea ce înseamnă canalizarea comunei prin fose septice, ceea ce va duce la un confort sporit al cetățenilor în această zonă. Motive de a petrece sunt, le urez succes și sărbătoare frumoasă! De asemenea, prefectul județului Mehedin, Alin Isuf, l-a felicitat pe primarul Constantin Prundeanu, cât și pe consilierii locali pentru reușita organizării acestui eveniment. Este o inițiativă lăudabilă pentru că este o comună importantă a județului Mehedin, o comună în care s-au realizat multe lucruri, s-au făcut investiții de-a lungul timpului,
Este sigur, e vorba și de un primar destoinic, un primar experimentat, unul dintre cei mai buni primari ai județului Mehedinți. Și mâna gospodarului se vede și în localitatea Șovarna. E îmbucurător și faptul că populația este unită, să zicem, în jurul dânsului, în jurul consilierilor locali, deci are sprijinul populației, ceea ce se vede și în această seară. A doua zi a primei ediții a Zilelor Comunei Șovarna a adus bucurie și atmosferă de sărbătoare atât celor mari cât și celor mai mici locuitori ai comunei. În cursul zilei de sâmbătă, elevii școlii din Șovarna, dar și cei din localitățile învecinate, au purtat cu mândrie portul tradițional și au participat la Parada Portului Popular. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră, vom continua cu formația Acoustic. Vă doresc sănătate, multă fericire și succes. Iar prezența domnului președinte, Aladin Georgescu, omul care a făcut totul pentru zona de munte, nu pozele care le pun unii pe Facebook și să laudă, ci adevărata faptă a omului care ne-a făcut drumul între Crăguiești și Șovarna, care ne aduce apă în comună și canalizare, nu omul care s-a împotrivit prin proiectele, fiind ministru, nu-i pot să-i spun numele, că nu mai pot să-i spun, că le folosește niște poze care n-ar trebui să le folosească. Domnule președinte, vă urez succes, să ne ajutați în continuare și pe noi și pe cetățenii comunei Șovarna. Spectacolul artistic susținut de ansamblul profesionist Danubius al Centrului Cultural Nichita Stănescu din subordinea Consiliului Județean Mehedinți a fost pe placul publicului care s-a prins în horă în poiana de la scenă. Spectacolul s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii spre încântarea participanților. Buna colaborare dintre autoritățile locale și cele județene se vede și asta prin numeroasele proiecte implementate în zonă.